când eram mic, era strigat pocăitul și eu și frații mei eram strigați pocăitul sau pocăiții. Și asta de multe ori mă complexa, dar nu mi-am dat seama până mai târziu ce valoare există numele acesta. Știți cum a prostit-o satana pe Eva? A prostit-o foarte ușor, uite așa. Te duci la ăia care zic să nu faci? Bă, dar tu așa de prost ești? Îți zic ăia ce să faci și ce să nu faci? Și ce a zis satana Evei? A, de ce ți-ascunde Dumnezeu plăcerea asta? De ce ți-ascunde Dumnezeu tutunul? Și ce zice, și ce gândește de fapt Dumnezeu? Că dacă mănânci din pomul acesta, vei avea libertate de plină să faci ce vrei tu. Am văzut oameni de ăștia liberi în spitale. Am văzut oameni de ăștia liberi în centre de dezintoxicare. Când jucam fotbal cu Biserica Profides, pe un teren de fotbal pe care jucam gratis, că era cuiva de la noi, de la biserică, peste gard, era un centru de dezintoxicare. Și săptămânal se arunca cineva de acolo. Nu știu cum reușea, pentru că geamurile aveau gratii. Tocmai ne spusese cineva, când am jucat fotbal acolo, ne-a spus cineva că astăzi s-a aruncat cineva de la etajul 4 și s-a zdrobit de caldarâm. Pentru că a pierdut lupta cu drogurile, pentru că s-a crezut liber. Știți care a fost primul lucru pe care l-a realizat Eva, complexata religios, complexata spiritual? Știți care a fost primul lucru pe care l-a văzut Eva? Când a mușcat din fructul ăla, de a zis diavolul, bă, nu fi mă încuiată la minte, ia mă și fumează, ia mă și bea. Primul lucru pe care Eva și Adam l-au văzut, știți care a fost? Că erau goi. Primul lucru pe care îl vezi când guși din păcat este că ești gol. Că ești gol de demnitate, că ești gol de sănătate, că ești golit de bani, că ești golit de Dumnezeu. Te simți un gunoi, te simți un falimentar, te simți un om de nimic. Asta vezi prima oară când guși din păcat. Îmi spui mie că simți bucurie și simți împlinire când vezi că ai devenit un drogat, când vezi că ai devenit un alcoolic, când vezi că ai devenit un curvar care își pierde copii, care își pierde nevasta? Îmi spui mie că ai devenit cineva? Nu! Primul lucru pe care îl vezi este că ești gol, că ești gol, că ești gol.